Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este momentul să discutăm despre jocurile ce se vor lansa în luna aprilie și nu este un video glumă sau alte chestii de acest gen, pentru că știți foarte bine, m-am cam lăsat de sportul ăsta de a face glume de 1 aprilie, poate le facem așa pe stream-uri sau chestii de genul ăsta, dar video-uri în sine de glumă nu prea mai am inspirație, știi, și cam aia e ideea. Dar bun, acest tip de video pentru cei care sunt noi aici este un video în care discutăm despre seriile actuale de pe canal, ideile de serii pentru viitor, ca să ocupe luna asta, dacă e să o luăm așa, și desigur discutăm despre jocurile ce urmează să se lanseze în această lună și nu numai ce serii vom face din jocurile pe care eu vi le-am prezentat. Dacă o să facem măcar un video de prezentare, dacă o să facem serie cu ele, asta rămâne de văzut atunci când o să vedem jocurile respective. Așa că înainte să începem tot, un micuț like din partea voastră ar fi super, super drăguț. În primul rând, hai să începem cu ce serie avem noi active. E bine, răspunsul este, nu avem nicio serie activă, boys. Am terminat tot ce era de terminat, chiar ieri terminasem și Resident Evil 4 Remake, deci de acum trebuie să vină și review, probabil voi posta tot astăzi review și mai am câteva chestii pe tematică Resident Evil de postat în următoarea perioadă, așa că viți cu ochii în patru pe această treabă. Îmi cer scuze pentru scârțeala de la brațul de microfon, am zis că tot am la niște WD-40, o să dau cu ăsta pe acolo ca să nu mai șcârții în felul acesta, dar nu asta e ce contează aici. Și desigur cu asta încheiem seriile pornite pe canal, deci înseamnă că va trebui să ne uităm în spate la jocurile pe care le-am prezentat în trecut și care ar fi mers ca și serie. Așa că o să mai puțin să vedem ce jocuri avem, cumva Marvel Midnight Suns îmi tot vine în cap și desigur Hi-Fi Rush la fel, sunt două jocuri pe care aș vrea neapărat să le fac. Vom vedea imediat dacă o să reușim să le facem sau nu și desigur o să mă uit și pe la jocurile super, super vechi pe care le-am făcut acum mult timp și care ar merge refăcute pe canal. Asta dacă cumva ne permite tehnologia actuală, că na, unele dintre ele nu prea mai sunt compatibile cu PC-urile noi sau unele nu se mai găsesc pe store-uri și te stai să le cauți pe site-uri nebune și știți voi, probleme cu sidere și tot așa, e o întreagă nebunie. Dar desigur, pe lângă serie avem o grămadă de indie-uri pe care eu aș vrea să le prezint. Chiar am o listă destul de măricică de indie-uri, dacă e să mă uit așa, cred că dacă stau să mă uit acum, fix acum am 4 jocuri pe care aș vrea să le prezint, pe care o să vi le prezint în următoarele zile. Sigur s-ar putea să o placă și desigur mai sunt altele ce urmează să fie lansate în zilele următoare. Dar înainte de asta, hai să vedem noi totuși ce jocuri se lansează în luna aprilie. Și este un joc totuși care abia aștept să apară și nu mai aduc aminte dacă... Nu, ăsta a fost în cazul ăla special, că nu și-a luat amânare, ba chiar și-a mai tăiat din timp necesar ca să fie lansat. Așa că hai să trecem la treabă. Ziua de 4 aprilie văd că este destul de bogată în o grămadă de joculețe și jocuri media, așa, dacă este un felul acesta. Avem desigur un joc de PS VR bazat pe filmul Creed, un joc numit Grim Grimoire Once More, care este un joc anime adventure. Hogwarts Legacy disponibil pe consolele de last gen. Să sperăm că o să funcționeze bine și o să arate destul de decent, deși mă îndoiesc. Apoi avem Meteor Maker, care este un roguelike ce îți permite să-ți creezi propria arenă, dacă e așa, sau propriul dungeon și după aia provoci alți jucători să îți distrugă dungeonul, dacă e sună felul acesta, dacă să-ți treacă mapa ca pe Fortnite, dacă e să luăm așa. Road 96 Mile Zero este un DLC sau un fel de continuare pentru Road 96, dacă mai țineți minte acel joc unde te jucai cu mai multe personaje și scopul tău final era să evadezi dintr-o țară ce cumva era împotriva tineretului și chestii genul ăsta, știți că am făcut serie cu el și mă gândesc poate să facem și un micuț video cu acest nou Road 96, chiar cred că am oportunitatea de a cere un cod pentru el, deci punem deoparte și o să ne uităm. Apoi pe aprilie 6 avem un joc numit Batora Lost Heaven, care dacă stau bine să mă gândesc după ce văd aici că este doar pe Switch, s-ar putea ca acest joc să fie deja lansat și am avut dreptate, pentru că mi-aduce aminte că l-am văzut în o prezentare de la Team 17. Acest joc este deja lansat de anul trecut, nu cred că l-am făcut noi pe canal, dar dacă o să avem oportunitatea o să-l facem măcar ca și video. Curse of the Sea Rats este un joc destul de interesant ca și nume, dar nu cred că l-am văzut pe undeva și văd că are îmi dă un vibe așa de Captain Claw, dacă mă întreb pe mine. Nu știu care e ideea cu el, dar pare destul de drăguță, dar nu cred că o să-l încercăm. Everspace 2 văd că se lansează în sfârșit pe 6 aprilie. Cred că am jucat ceva asemănător, că vreau să zic, cred că am jucat Everspace deja în Early Access, dar văd că jocul nu este setat ca și Early Access pe aici. Este un joc destul de interesant, am înțeles că e destul de bun
și că ar merita să încercăm și noi. Cred că am încercat primul Everspace. L-am încercat doar, am făcut un video, dar știu că nu prea v-a atras atât de tare, dar ăsta s-ar putea să vă atragă mai tare. Vedem, cine știe. Apoi, pe aprilie 6 avem un joc numit Paparazzi, care este, desigur, cred că un joc de făcut poze la câini, clasic. A apărut deja pe Xbox Series, PC și Xbox One. Apoi avem un joc de golf, dacă sunteți fan de golf, EA Sports, PGA Tour, știți ce aveți de făcut, dacă vreți să mai jucați cu Tiger Woods pentru 11.000 oară, ăsta este jocul pentru voi. Și avem un remake pentru Sherlock Holmes The Awakened pe 11 aprilie, care este un joc făcut de cei la Frogwares. Nu știu acum care-i treaba cu jocul ăsta, dacă e bun de ceva sau nu, dar văd că îl implică pe Cthulhu. Îmi dă un vibe așa de Sinking City, dacă mai țineți minte, dacă e sub în felul acesta. Throne Identity, tot 11 aprilie. Am văzut, cred că, trailerul pentru jocul ăsta și arată destul de rău. Cred că ăsta era. Văzusem ceva video cu un joc Throne ce urmează să apară și cred că ăsta e... arată destul de dezamăgitor. Ghostwire Tokyo vine în sfârșit pe Xbox Series X și S și odată cu el cred că vine și acel DLC care părea destul de interesant, dacă e să-mi aduc bine aminte. Păi avem o colecție de Mega Man Network Legacy Collection pe 14 aprilie, deci în mare parte văd că prima jumătate de lună e puțin cam seacă, deci în prima jumătate de lună o să încercăm să găsim jocuri pe care să le facem pe canal. Trecem mai departe pe 18 aprilie și anume Disney Speedstorm se lansează, care este un joc personaje Disney? Un fel de Mario Kart, dar Disney. Făcut de către Gameloft, ai făcut la noi. Interesant, am văzut că cei la Gameloft au foarte multe proiecte acum pe Disney, am făcut și acel joc Disney Stardew Valley-esc, dacă vă aduceți aminte, cred că l-am prezentat eu odată sau am vorbit de el, nu mai țin minte exact, dar știu că îl văzusem, ori cred că am vorbit pe stream, e posibil și de asta. Top 18 aprilie apare Minecraft Legends, care este un joc de strategie Minecraft, acum nu știu cât de tare o să prindă, cred că nu o să prindă, nu prea o să prindă sau ce puțin nu prindă la fel de, nu o să prindă la fel de bine cum a fost Minecraft Dungeons. Apoi avem pe 18 aprilie Puzzle Quest 3, care mă gândesc că e ceva joc de puzzle acum, habar n-am, oare, poate e Racer. Apoi top 18 avem un joc numit The Mage Seekers, The League of Legends Story, care este un joc pe care mă gândesc să-l încercăm măcar, dar am fost puțin dezamăgit de pixel art-ul pe care s-au decis să-l folosească, prea puțin, așa cam slab. Și pe 19 aprilie avem DLC-ul pentru Horizon Forbidden West, pe care sincer abia aștept să-l jucăm, pentru că primul DLC de la jocul precedent a fost chiar destul de bun. Deci ăsta cred că o să fie și el destul de nice și poate jucăm și Horizon Call of the Mountain. Cine știe, vom vedea pe treaba asta. Mai târziu, 20 aprilie, vă colom dintr-o zi în alta, că avem Coffee Talk episodul 2, Hibiscus and Butterfly, care este un joc din ăla de simulare, dar cred că e mai degrabă cum să le da Telltale cu alegeri, da, uite, cu alegeri, cu ăsta așa foarte interactiv, destul de simpatic, dacă e să mă întreb pe mine. Super Meat Boy Forever, disponibil pe mobile, Advance War 1+2 Reboot Camp, care ăsta este un joc specific de Switch, dacă mi-aduc bine aminte, da, era un joc pe care l-am văzut într-un Nintendo Direct acum multă vreme și jocul pe care l-aștept de ceva vreme, și anume Dead Island 2, pe care abia aștept să-l jucăm, să-l jucăm din prima zi în care apare și sunt tare curios cum o să prezinte jocul ăsta, că am așa dubile mele, dar vedem. Deodată ce e primul joc pe care l-am auzit să nu mai fie amânat, ci să fie fix opusul. După Dead Island de pe 21 avem pe 25 After Image, care nu știu exact care se treacă cu jocul ăsta. Ceva anime pe care probabil nu cred că o să-l jucăm, dar vom vedea. Straight Light pe 25 aprilie, un alt joc care cred că este, nu e anime, ok. Pare drăguț, poate îl încercăm dacă facem rost de el, vom vedea. Și pe 26 avem Testa The Memories Between. Ăsta e din ăla, uite, e și pe mobile și toate, cred că e tot la fel în stil ăla foarte, știi, joc de la frumos cum e Journey, dacă e să luăm așa, unde nu faci prea multe, dar experiența e tot ce contează. Pe 27 avem Bramble The Mountain King, ăsta cred că l-am mai văzut pe undeva. Da, asta e la de am văzut noi video cu foarte, foarte mult timp și asta părea fain și asta mă gândesc să-l jucăm, să facem măcar un video, poate facem și serie cu el, pare destul de interesant. Kizuna AI, Touch of the Beat, joc de VR, Beat Saber, dar văd că e apărut deja pe Quest. Ar trebui să încerc să văd care e treaba, pare fi un fel de Beat Saber, dar weeb. Așa sunt weeb,
ce dracu. Merge. Apoi avem Live Alive pe PlayStation 5, PS4 și PC, joc ce a apărut deja pe Switch anul trecut și am făcut și noi un video cu el, doar că acum vine și pe consolele celelalte, nu doar pe Switch. Pe Switch văd că apare Omega Strikers, care nu știu ce este ăsta, văd că e un anime sports. Captain Tsubasa wannabe? Sau Galactic Football wannabe? Vom vedea. The Last Case of Benedict Fox. Sună foarte cunoscut numele ăsta. Oh! Oh my god, vreau să jucăm ăsta. Ăsta era un joc ce părea super interesant în prezentare. E un tip care merge acasă la el și vrea să afle despre taică-sul și află de toată treaba asta cu cea Cthulhu chestie, toată un fel de 2D. Adică grafica cred că seamănă și stilul de gameplay seamănă foarte tare cu Ori, doar că nu e chiar așa de dinamică și Ori. Pare foarte fain. Uite, bine că mi-am să aminte de el, că l-am uitat aproape complet. Apoi avem Monster Hunter Rise Sunbreak, disponibil pe consolele PS5, Xbox Series, PS4 și Xbox One, pentru că în sfârșit se lansează și pe consolele celelalte, nu doar pe PC și Switch. Și nu în ultimul rând, încheiem luna cu Star Wars Jedi Survivor, care nu cred că și-a luat. Și asta trebuie să apară în martie, parcă, și i-au dat delay până în aprilie. Ok, deci avem mai multe jocuri decât mă așteptam în luna asta. Pă, super bine, chiar eram așa foarte dezamăgit, pentru că am văzut că prima jumătate a lunii era așa foarte seacă și dintr-o dată au început să apară jocurile. Bă, foarte bine, abia aștept să jucăm jocurile astea, cam v-ați făcut o idee care ar fi jocurile la care o să facem serii, la care nu. Și desigur, dacă voi aveți sugestii de ce jocuri aș vrea să vedeți pe canal, o să încerc să iau în considerare și ce lucruri mai îmi spuneți voi prin comentarii. Așa că, boys, știți foarte bine ce ați făcut, uitați, dați like, subscribe și comment și hai să trecem în video următor. Pa, pa!